Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că dacă vreți să cumpărați sau să vindeți conturi de Steam, o puteți face pe site-ul din descriere. Primul link din descriere este steamaccounts.us, un site unde puteți să vă vindeți contul de Steam sau puteți să cumpărați alte conturi de Steam puse la vânzare. Aveți link în descriere. Salutare, băi băieți, bine, mamă, trăiți, iar familia am început în forță. Băi băiatule, cine-s mă ăștia, frate? Bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO... CSGO, coaie, what the fuck, ce-am ajuns în pâine să zic CSGO. De CSGO Wingman, bă, băieți, de Wingman, CSGO, cum vreți voi să ziceți, e ora, nu știu cât e dracu, de 4 dimineața să mor eu. N-am mai jucat Wingman de nu știu câte luni și am zis să bag așa un meci de Wingman și dacă vă place seria o putem continua. Și pe mine mă enervează, la câtă viață are, că am mai dat odată până la însecat sau la ăsta la însecat, nici nu mai știu, în fine, bă, băieți. Sper să vă placă seria asta, deoarece n-am mai făcut de nu știu cât timp nici măcar un episod din seria asta. Ăsta 100% are cod. Uite ce poză are. Să zici că e B-Hop în pui mei, am înțeles. Hai să vedem ce facem în prima rundă, bă, băieți. N-am mai apucat, nu știu dacă o să apuc să filmez, deoarece eu astăzi, 10 ora, acum e 5 chiar, am crezut că e 4, nu știu ce, am avut impresia, e ora 5 și un sfert. Eu în decursul zilei de azi, pe la ora 3 după amiază, o să trebuiască să plec... nici chiar o săptămână, vreo 4-5 zile undeva și... Ok, unul mort și... celălalt e aici. Opa, e acolo. Ok, mi-e și frică să dau în el. Ok, am dat one tap. Deci, nici nu știu cum să vă zic. Trebuie să filmez. Deci o să fiu cam 5-6 zile plecat. Mă rog, hai să rotunjim la o săptămână. Și trebuie să filmez câte un episod pentru fiecare zi, deoarece eu nu am mai postat de nu știu cât timp. Doar live-uri am făcut. Deci de vreo săptămână eu n-am mai postat, cred că nimic. Am făcut doar live-uri și na, e destul de nasol, trebuie să mai postez pentru că după aia iar îmi iau jurături pe Instagram și chestii de astea și na, n-am ce să fac decât să filmez episoade pentru voi. Sper că apuc să le filmez pe toate. Băi, eu nu știu, ăștia pot să planteze bomba doar aici sau mai au și alt loc? Cred că doar aici pot să planteze și aia înseamnă că eu o să stau aici, o să campez. Nice. Sper că nu mă poate lua de undeva dacă stau aici, așa e că nu mă poate lua. Ok, ăla mă așteaptă, nu știu de ce am impresia, dar și ăștia cred că au hack. Deci o să încerc să stau cât mai șez la meu, cred că o să moară iară. Futu-s familia, mă, nu mai moare, nu mai... Deci moare în continuu cu echipierul meu, deci eu nu pot să înțeleg cum moare. Și fii atent, mă, ce ăla are ăsta. Futu-s familia, mătii de copil. Opa. Mamă, ce handicapa, frate. Opa, l-am văzut pe ăla, l-am văzut. Oh, are scout, cred că. Da, deci fix când m-am urcat pe clădire, omul a intrat în camera asta, mă. Deci când stăteam camp pe el, el n-a intrat, doar când am ieșit eu pe clădire. Deci nu îmi spune mie că m-a auzit că astea-s vrăjeli, băi băiatule. Ok, cred că o să-mi iau un one tap, nu știu de ce am impresia că o să-mi iau un one tap la faza asta. Nu cred că mai poate să vină pe altundeva băiatul ăsta. Mamă, ce frică mi-e să-mi bat picioarele. Iași, să vedem dacă deschide vreo ușă sau ceva. Hai, mă, nu-l aud. Băi băiatule, cât de bine se mișcă ăsta pe hartă. Opa. L-am auzit. Salut! Mamă, cât de intens a fost, deci cât de intens. De la ce tot scrie 0? Deci, își scrie numele, am înțeles. Și să-mi scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade din seria asta de Wingman, deoarece Danger Zone am făcut, deoarece Danger Zone am făcut, Wingman am mai făcut anul trecut, competitiv facem, cred că aproape pe fiecare live, de fapt chiar pe fiecare live, că doar competitiv în Prime jucăm, nu cred că jucăm altceva, deci... scrieți-mi, opa, l-am văzut pe la acolo. Ah, ce spray. Oleu. Opa, hai să nu-i dăm chiar urât. Ok, ok, am dat un pip prin perete, dar nu-i problemă. I-am dat un pip prin perete, dar nu-i problemă. Ne prefacem că nu știm unde e. Ok, și... Doamne, mă, Iisuse. Nici nu pot să ies pe aici. Ok, ăsta crede că eu sunt aici. Dar eu... Mamă. Ok, trag și eu pe aici. Mă prefac că nu știu unde e, deoarece nu... Na, vreau și o să ascund hack-ul. Cred că mă știe că sunt aici. Dar eu o să-i fac surpriză și o să vin pe aici. A intrat în casă, nu cred. Mă prefac că nu știu unde e. Ok, mamă, pe unde vine ăsta să moară Gibilan? Mă prefac că nu știu. Doamne, ce... Deci ce tactici am să-mi bat picioarele, nu mai am gloanțe. Îi dau nade. Mamă, ce bulan a avut. Futu-s familia, mătii. Aha, ce-ai făcut acum? Ce-ai făcut? Băga mea și picioarele, doamne, deci spuneți-mi și mie ce meci intensiv cu ăștia. Dar numai eu fac, deci numai eu fac kill-urile. Chiar sunt curios ce rank îmi dă, deoarece eu am, nu știu, 17 winuri? Da, 17 winuri am pe Wingman. Și chiar sunt curios ce rank îmi dă, deoarece eu n-am mai jucat de nu știu, că probabil MG2 o să-mi dea.
Ăla are MG2 și la, sau MG1, Golova Master, habar n-am. Dar pe acolo o să-mi dea, cel mai probabil. Haideți să urcăm înapoi sus, înaintea lui ăsta. Pentru că dacă... Oh, ok. Opa. O să mă moare, o să mă moare, o să mă moare, Doamne Iisuse, cât de prost mișc ținta. Și nu doar că o mișc prost, dar m-am panicat. Deci n-am mai putut să mișc ținta pentru că știam că ăla o să vină din spate și m-am panicat foarte tare. Doamne, cât de prost, m-am panicat, nu știu de ce m-am panicat și nici... Sensitivity pe 2, e bine, se mișcă bine. Băi, omule, man, can you make a kill, please? I'm carrying you, what the fuck? Deci, incredibil omul ăsta, frate, nu face niciun kill. Ok, pe ăsta o să moară. Sper că i-am dat. Mamă, headshot cu flash, să moară, gibilan. Nu, ok, nu pot să înțeleg chestia asta, cum dracu-i făcut aici, așa. Ok. Ok, ne prefacem că știm că e aici, îi dăm și noi o grenadă. Deși ăla e sus. Și plantează bomba. Ok, și a încercat să facă ceva tactic acolo. Să, nu știu, să nu-i nimeresc capul sau nu știu exact ce naiba a încercat el să facă. Cred că mi-a scris că-s cheater, nu știu de ce am impresia, că începe cu C. Mi-a zis cumva că-s cheater? Serios? Mi-a zis că-s cheater? Habar n-am. A încercat el să facă acolo ceva tactică, să miște capul, dar n-a reușit. Nu știu, bă, băieți, spuneți-mi dacă vreți să fac o serie, gen din chestia asta de mine, spuneți dacă vreți să fac o serie în care să... Facem contul ăsta global și pe matchmaking, unde deja avem Supreme, avem foarte puțin, și pe Wingman. Și să facem și cel mai mare rank pe Danger Zone. Asta ar fi o chestie super cool, adică să avem cele mai mari rankuri pe toate modurile de joc, să zic așa. Ar fi o chestie super șmecheră. Ok, îl așteptăm aici pe băiat. Îmi preface că îl așteptăm aici. Și o chestie super șmecheră să avem global pe toate modurile de joc. Ok, cred că l-am auzit pe ăla. Și după aia, nu știu, să-mi spuneți voi ce o să fac cu contul. Probabil că o să-l banez. Sau nu știu, să-l vând oare, să-l banez. Nu știu, voi puteți să-mi spuneți în comentarii. Opa. Voi puteți să-mi spuneți în comentarii ce vreți să fac cu acest cont. Ăla pune dracu-i. Ok, nici știu pune dracu-i ăla. Ăsta e jos aici. Uai, ce nou scop i-am dat. Ok, cred că l-am auzit pe ăla. Sau nu l-am auzit. Ia-și. Asta nici, ba, se chinuie cu shift-ul. E bine, boss, se chinuie cu shift-ul. Ok, ne prefacem că... Ok. Oh my god, ce nasoală e treaba aici. Dar îi dăm un nade în cap. Salut, boss. Ok, el crede că eu nu știu unde e el, dar... Mamă, ce-am zis? Ce-am putut să zic? Sper că nu o să-mi dea wellbang. Nu! Nu! Ok, l-am luat. Doamne, de ce mă panichez la ora asta? Da, deci n-am nicio șansă să... Mamă, 10 cu 1 și ăla 10. Doamne Iisuse, nu mai eu fac kill-urile. Băi, băiatule, ce-i cu ăsta, mă? Câte 3 ore are? Trăiți iar. Are 2 ore jucate ăsta. 1600 de ore, băi băieți, și nu știe să... Doamne, și ăștia și palete, mă, băiatule. Nici știu să joace, mă, băiatule, mă. Și ăsta 0 cu 1 cu 5 și o 10 cu 1 să moară, bibi, băi băieți. Nu se poate așa ceva. Deci așa ceva is not possible. Ok, unul mort. Așa s-au hotărât să dea rush runda asta. Nu, omoară-l, hai. Hai că ți-l țin, na, am vrut să-i zic că îl țin. Bravo, ăsta ce dracu-mi zice aici? Zice că-s cheater, așa-i că-mi zice că-s cheater. Așa-i că-mi zice că-s cheater. Translate Rusia, România. Pe pariu că-mi zice că-s cheater. Ok, așa, și aici pun în engleză. Weak, îmi zice că sunt slab. Serios, mă. Ești chiar să-mi spui că sunt slab când te bat în halul ăsta, mă, băiatule, mă. Ok. Bam, deschidem încet ușa. Opa. Uite, ce amețit e ăsta. Uite, deci ce amețit. Eu mă uitam la meu. Voi vedeți ce amețit e? Băi, se handicapa, mă, nu pot să-i dau kick. Pe multe nu se poate da kick. Doamne Iisuse Hristoase. Voi ați văzut? A început ăla să tragă cu account. Eu nu meu să te aș vedea de drum. Ce pula mea, mă, dar nu înțeleg, nu înțeleg pe omul ăsta, mă, băieți, mă. O văzut călcar și o zis, bă, ce, mă? Headshot machine, Doamne Iisuse. Rang global, fezit level 10, mă, ce? Mă, ce? Băi, băiatule, la ce echipă joacă ăsta, coaie? Ce echipă? Că nu-l înțeleg, ia, uite-le, hai să-l lăsăm, ia, uitați. Uitați-vă și voi, uitați-vă, ia, hai să-l lăsăm. Na, uite, na, uite-te și tu. Na, ăștia, ăla, clar că acum că s-o activa, că nu cred că-mi vedea el arma mie acolo. Deci spuneți-mi și voi mie, la ce echipă poate să joace ăsta? Spuneți-mi în comentarii, vă aștept propunerile voastre, nu propunere, nu-s propuneri. Aștept ce credeți voi, la ce echipă credeți că joacă băiatul ăsta de aici, de în echipă cu mine? Că trebuie eu să-mi dau codul mai tare ca să câștigă, că ăsta nu-i în stare, mă, un kill, bă, un kill să facă, nu-i în stare, mă, băiatule. Și cred că l-a recit. Nu știu de unde mă știa pe mine și-au mai avut faze suspecte în meci, dar am zis, las-o așa, frate, că n-are rost.
Ai zis, las-o așa. Ok, ăsta o să moară meu. Așa că o să-i dau eu one-tap la ăla. Opa. Nu, nu, dar du-te mă de aici, mă, omule. Bă, ăsta-i termina, mă. Și chiar că-i termina, mă, jur. Dă-te mă de aici. Uite-te, mă. Hai, omoară-l, omoară-l. Primul tău kill. Primul tău kill. Primul tău kill. Doamne Iisuse, cât de slabă-s. Deci cât de slab o să fiu, mă, băieți, mă. Ok, l-am auzit pe ăsta, deci n-aveam ce să fac. Da, l-am auzisem oricum. XD. Heard you, Lmao, you opened the door. Lol, it makes a sound. Doamne, mă, am auzit ușa, mă. Ce trecu eu? Lmao, lol. Aici chiar l-am auzit, deși fără ce tot acolo mă uitam, frate, că face ușa când o deschizi, scoate un sunet. Nu știu cum să vă explic așa, bă. Și în asta o să moară iar, doamne, cât de slab e cu echipierul meu, doamne, Iisuse, n-a, l-a omorât ăla, dar nu știu. Ăsta l-a omorât. LOL, ce bait. Ok. Nu-mi vede capul, nu-mi vede capul, fake, nu-mi vede capul. Nu-mi vede capul. Ok, hai să te văd acum, boss. Hai să te văd. Stai, camp. Hai să închid ușile astea totuși. Voleleu, ce mi-a trecut glonțul pe lângă cap. Nu, nu sunt aici, nu sunt aici, nu sunt aici. Eu nu sunt aici, să știi, frate. Eu nu sunt aici, stai liniștit. Te-am auzit cum ai picat jos. Te-am auzit cum ai picat jos, frate. Te-am auzit cum ai picat jos. Respect, Kendama. Da, eu deci eu după sunet mă iau, pentru că... Na, puii mei, ce să faci acum? Te ieși după sunete. Sper că ăla de la overage nu să fie așa de dobitoc încât să-mi dea camol. Bine, deși eu am ol. Sper că nu să-mi dea camol doar pentru că... Băieți, ce se întâmplă aici, băieți? Băieți, ce se întâmplă aici? Chiar o să încerce să-și dea... Why timeout? Then. Oricum, cred că o să-mi iau eu AVP și nu o să mai aibă nicio șansă. Pentru că nu știu ce cheat ar putea să aibă ăștia. Ah, ok. For waste your time. Oh, nice. I'm so sad because you are wasting my time. Lol. Mamă, frate, ce căcasă. Da, mă, asta e vrăjeală, mă, băieți, mă. Eu cred că își bagă codul ăla. So, my friend recommended me to invite you to our team. We have a flex with you and a good salary. So, if you want to try... Yeah, no problem. Add me. Chiar râs curios, deci chiar râs curios dacă chiar are echipă. Fast, ok, nu cred că-mi dă mie. LOL, mi-a dat ad. Chiar mi-a dat ad, serios. Serios, chiar mi-a dat ad. Hai că timeout dacă e ceva, hai că timeout dacă e ceva. Hai, salut, vă pup. Salut, hai că timeout. Băi, din ce dracu de echipă-s, mă, ăștia, bă? Cred că-s din echipă cu ăsta de la mine, de aici. Ok. Ăștia merg pe crouch. Ok, ok. Ok. Pe ăsta l-am auzit aici. Deci nu știu, probabil că o să facem și un video în care intrăm în echipa lor de pro playeri. Oh, boss! Boss! Ia uite, mă, cât de prost am tras, moră, bibi, zici că silver. Chiar îți curios ce rang mă dă. Hai să ne vă, băieți. M-a dat. Legendary Eagle, what the fuck? Man, m-a dat Legendary Eagle, serios? Deci eu nu cred așa ceva, m-a dat Legendary Eagle, băieți. Na, avem rankuri foarte bune, apare. Ce frumos arată așa. Bă, băieți, sunt foarte fericit că am luat Legendary Eagle și uitați ce frumos arată totul aici. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod de Wingman. A fost un episod așa, l-am cărat pe băiatul nostru, deci chiar nu pot să înțeleg cum pot să fie așa de slab. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi, frate, acolo un like să strângem 2000 de like-uri la acest episod, dacă se poate. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!